Continuă atacurile între liberali și pesediști pe marginea facturilor la energie. Acum, la faza de atac, sunt socialdemocrații care acuză că PNL își face campanie când spune că PSD vrea să dubleze prețurile la energie. Mai multe ne spune chiar acum colegul meu, Cornel Chitu, ce este în direct alături de noi. Cornel, te urmărim. Bună dimineața! Bună dimineața! După cum știm foarte bine, în ultima perioadă sunt mai multe conflicte între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. De data asta vedem că vine o declarație din partea purtătorului de cuvânt al Partidului Social Democrat, Ștefan Radu Oprea, care a venit cu precizarea faptului că a citit într-o comunicare, mai exact în ziua de ieri, că, într-o comunicare, faptul că Partidul Social Democrat ar dori să crească prețurile la energie, bar chiar să le dubleze. Pe de altă parte, acesta mai completat că nu există astfel de situații și că neagă toate acuzațiile. Pe de cealaltă parte, am văzut că sunt mai multe lucruri care vin în ceea ce privește liberalizarea haotică, care a spus că în mare parte a generat facturi mai mari pentru oameni și totodată oferte care depășesc chiar și 5 lei pe kilovatoră, mai ales pentru persoanele care au un venit extrem de mic. Ce este de precizat este că au spus socialdemocrații că în cazul în care cei de la PNL doresc să-și verse supărarea asupra unui om, acesta trebuie să fie ministrul energiei din țara noastră, Virgil Popescu. După cum știm, ministrul participă astăzi la un comandament de iarnă, care în teorie ar fi trebuit să se organizeze la Ministerul Energiei, însă, după cum știm foarte bine, ministrul în aceste momente se află acasă și va lucra de la domiciliu, pentru că recent a fost depistat pozitiv la testarea pentru COVID-19.